La Baia Mare s-a dat startul Cupei României la Beach Hambal, organizată în premieră în țara noastră de Federația Română de Hambal și Baia Mare Beach Hambal Challenge prin Asociația Plaja de la Munte. Competiția are loc în centrul istoric al orașului Baia Mare în acest weekend. Au fost invitate toate echipele de Beach Hambal din țară, atât feminin cât și masculin, turneul având caracter open, fără categorii de vârstă. În ciuda faptului că este un oraș de munte, Baia Mare organizează încă din 2016 evenimente de hambal pe plajă, fiind singurul oraș din Europa care găzduiește în mod constant astfel de competiții în centrul istoric al localității, arena fiind una temporară. Cel mai mare eveniment găzduit de Baia Mare a fost European Beach Humble Tour Finals 2019, o liga campionilor în versiune de humble penisip la care au participat 28 de echipe din Europa. Organizatorii spun că acest sport este pe cale să devină din ce în ce mai popular în România și începe să devină de tradiție în Baia Mare.